24 de studenți de la UNARTE București au făcut un film despre rolul creatorului într-o lume în care inteligența artificială câștigă treptat teren. Despre natură și diversitate, despre tehnologie și stări sufletești. Proiectul se numește Eucalipt și s-a dezvoltat precum copacul care îi dă numele. Iar săptămâna viitoare va ajunge în fața publicului. Studenții anului întâi licență din Departamentul Fotografie și Imagine Dinamică de la UNARTE București sunt pe cale să lanseze primul lor proiect cinematografic colaborativ, realizat sub forma unui film de lung metraj. S-a plecat de la simplul cuvânt eucalipt și l-am tot dezvoltat. Precum un copac de eucalipt s-a dezvoltat în mai multe ramuri, tehnica ne-a fost prioritară. Am încercat o diversitate de tehnici, inclusiv stop cadru sau tehnici combinate. La muzică se lucrează altfel foarte mult, este o parte importantă din film și sunet. Pentru partea de muzică am lucrat tot noi, nu am cerut ajutorul altor colegi. Colegii care erau mai pasionați pe partea de muzică au avut loc să experimenteze și să se joace cu programe, dar și cu instrumente. Pornind de la relația creatorului cu inteligența artificială, tinerii artiști au fost invitați de către îndrumătorul lor, Răzvan Tun, să contureze un discurs personal despre modul în care inteligența artificială destabilizează sau echilibrează percepția noastră asupra realității actuale. Am plecat de la niște decupaje pe care le-am avut descris și de dezvoltat într-un program AI care ne făcea el o imagine și noi plecând de la imaginea aia ne-am scris un mic scenariu. Fiecare pe bucata lui. Montajul nu a fost în niciun fel prefigurat. Totul s-a întâmplat pe parcurs. Ideea centrală este îmblânzirea AI-ului în contextul în care au tot fost dispute și polemici despre cum AI-ul ia locurile de muncă și dacă AI-ul poate sau nu să facă artă. Așa că ne-am legat și de asta și am încercat cât mai mult să-l implicăm și pe el și să vedem cum îl putem îmblânzi chiar. Experimentul a durat câteva luni, timp în care tinerii au avut ocazia să parcurgă toate etapele, de la imaginile generate de computer la crearea unui fond sonor adecvat, de la scenariu și regie până la cele mai fine reglaje de montaj. Eu și colegul meu, Paul, am fost în echipa de regie și practic ce a trebuit noi să facem a fost să ne asigurăm că e unul dintre noi la toate filmările și că totul merge cum trebuie, după decupaj. Nu mi s-a părut greu în spatele camerei de filmat, pentru că a fost prea frumos ca să se simtă vreun pic greul. A fost obositor puțin, pentru că am muncit mult cu toții pentru asta, dar o oboseală bună oricum și amintiri pe măsură. Pe lângă aptitudinile tehnice sau organizatorice dobândite pe drum, studenții au învățat să comunice, să expună și să argumenteze idei personale în raport cu tema proiectului. Personajele care vorbesc sunt din mai multe națiuni. Asta ne-am și propus, să avem o universalitate dintre toate personajele astea. Fiecare vine cu câte ceva nou, cu ceva intim, de care ne lovim și încercăm oareșcum să-i dăm context filmului tocmai prin ei. Ei, de fapt, ne unifică tot filmul și toate ideile și toate metaforele care sunt incluse în film. Rezultatul acestui proiect cinematografic se traduce sub forma unui material audio-video în care spectatorul descoperă la rândul său un experiment estetic de cea mai bună calitate. Proiecția filmului va fi pe 25 mai, ora 19, la Cinemateca Eforie.